Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva lucruri despre ansamblul pe care îl promovați la târg. La ediția aceasta din octombrie a târgului TNI, noi am venit cu două proiecte, Circulic Park Tower și Youth Residence. Acesta este lansat pe piață acum, adică din punct de vedere al vânzării, am început de două săptămâni vânzarea la el, construcția a început din februarie. Care sunt prețurile pentru apartamente și ce tipuri vindeți în cele două ansambluri? Acesta, Circulic Park Tower, avem 2, 3, 4 și 5 camere, iar în celălalt Youth Residence avem de o cameră. Publicul țintă pentru cele două proiecte care este? Ce tipuri de oameni vizați? Pentru primul proiect, pentru Circulic Park Tower, vizăm familiști, persoane cu un buget mediu spre înalt, pentru că el este într-o poziție excelentă, este în centrul orașului, are vedere direct la parc. El, ca și construcție, este la un nivel mai înalt de finisaje și, evident, probabil pensionari, dar pensionari dintr-o clasă mai înaltă. Pentru cei la garsoniere, vizăm studenți, investitori care vor să cumpere garsoniere să le închirieze, pensionari, persoane singure, pentru că sunt garsoniere la un preț mai mic. Am înțeles. Și la acest târg, ce oferte speciale aveți, dacă aveți? Da. Pentru garsoniere avem un preț special de 21.900 de euro, fără TVA. Ce complex? În proiectul Youth Residence, care este în sectorul 3, pe Bulevardul Energeticienilor, în zona Real Vitan. Iar pentru Circulic Park Tower avem prețul la apartament între 1.000 și 1.500 de euro, la care se aplică TVA. În funcție, prețul este făcut în funcție de poziția apartamentului. Cele care au vedere directă spre parc au 1.500 de euro, cele care nu au vedere spre parc sunt sub 1.500 de euro. Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos, mult succes! Mulțumesc la fel și vouă!